Bună ziua! Mă numesc Svetlana Macrinici, sunt șefa Centrului de Inovare și Formare în Guvernare Digitală al Agenției de Guvernare Electronică. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți cu noi astăzi în cadrul evenimentului live cu Agenția de Guvernare Electronică, organizat în contextul campaniei de comunicare 10 ani de e-guvernare în Republica Moldova și face parte din cadrul activităților dedicate unui deceniu de activitate a instituției. Asemenea evenimente organizăm în fiecare zi de marți, ora 10, până la data de 15 decembrie 2020. Ne puteți urmări în direct pe pagina noastră de Facebook, canalul YouTube sau pe portalul prives.eu. Suntem la a șasea ediție a campaniei de comunicare și ne bucurăm că de fiecare dată numărul urmăritorilor noștri crește, ceea ce înseamnă că subiectele abordate de noi sunt importante, bune și utile pentru oameni. Evenimentul de astăzi va dura circa o oră. Dacă aveți eventuale întrebări, vă rugăm să le puneți în comentarii, iar noi ne vom strădui să răspundem fie în termenul rezervat acestei transmisiuni, fie după expirarea acesteia. Haideți împreună să vedem care este agenda evenimentului Formare Profesională în Guvernare Digitală, pentru că e-guvernarea e emancipată. Astăzi vom afla despre rolul sau importanța Centrului de Inovare și Formare în Guvernare Digitală, apoi vom discuta despre importanța parteneriatului moldocorean în formare digitală și organizare de evenimente. Vom afla de asemenea ce spun colegii noștri de la Agenție de Guvernare Electronică despre instruirea continuă și experiențele lor. Apoi vom afla despre dezvoltarea continuă a platformei guvernamentale de instruire la distanță și, tradițional, la final, rubrica Întrebări și Răspunsuri. Sunt în incinta Centrului de Inovare și Formare în Guvernare Digitală, sau Centrul Moldocorean, un spațiu luminos și bine amenajat chiar în inima capitalei. Însă, din cauza situației pandemice, acest centru la moment simte lipsa vizitatorilor săi. Noi, angajații centrului, însă rămânem optimiști și cu speranță că în continuare ne vom axa pe aceleași scopuri și obiective. Haideți să vedem împreună care este rolul Centrului de Inovare și Formare în Guvernare Digitală. În primul rând, contribuim la creșterea gradului de vizibilitate și de sensibilizare asupra necesității transformării digitale. Pentru că noi avem cu ce. Putem asigura condiții maxime și confortabile de instruire în domeniul tehnologiilor și, de asemenea, implicăm în organizarea instruirilor experți locali cât și internaționali. Noi, angajații centrului, suntem proactivi, deschiși spre colaborare și stabilire de noi parteneriate. Pe lângă toate, putem oferi o sală de conferințe, un laborator IT, echipamente audio-video, un sistem de teleconferințe, 50 de laptopuri performante și internet de mare viteză. Nu în ultimul rând, asigurăm suportul unei platforme de transfer de experiență din partea Republicii Coreea, care este lider mondial în domeniul tehnologiilor, către Republica Moldova. Haideți să vedem care sunt sau ce presupun obiectivele acestui parteneriat moldocorean. În primul rând, cooperarea moldocoreană este axată pe încurajarea transferului de idei și bune practici. De asemenea, planificăm și implementăm proiecte comune în domeniul tehnologiilor, educației, culturii și altor domenii de interes reciproc. De asemenea, organizăm evenimente în comun prin care promovăm schimbul de experiență în domeniile vizate. Unul din cele mai populare și așteptate evenimente care se desfășoară în incinta centrului nostru sunt activitățile gratuite în baza parteneriatului stabilit, precum ar fi școala de vară în domeniul tehnologiilor, cât și școala de vară de cultură și limba coreană. Lecțiile în cadrul acestor evenimente sunt susținute sau sunt asigurate de către voluntari de la cele mai bune instituții tehnice din Coreea de Sud. La aceste instruiri se pot înscrie adolescenți începând cu 14 ani, tineri
chiar și maturi. Participanții în cadrul lecțiilor IT pot crea aplicații prin programul Open Mentor. Pot studia software-ul Scratch, prin care pot să creeze animații și jocuri interactive. De asemenea, pot să experimenteze Photoshop-ul sau să creeze diferite elemente grafice. Însă, lecțiile de cultură și limba coreeană sunt cu adevărat culoare, pentru că participanții află istorie, geografie, activități culturale, precum filme, dansuri, cântece populare, bucătărie tradițională coreeană, multă comunicare și foarte multe momente de neuitat. Sperăm că în anul 2021 să se petreacă cu succes în incinta centrului nostru evenimentul cu ediția numărul 8 al școlilor de vară. Însă, ca obiectiv de bază al centrului nostru avem instruirea continuă. Prin instruirea continuă, noi asigurăm formarea profesională de înaltă calitate a angajaților din sistemul public și privat în domeniul e-guvernării și modernizării serviciilor publice, precum și alte subiecte de importanță majoră ce derivă din mandatul Agenției de Guvernare Electronică. De asemenea, oferim valoare experienței profesionale și ajutăm angajații autorităților publice și instituțiilor prestatoare de servicii cu care colaborăm în segmentul transformării digitale și modernizării serviciilor publice să-și mărească spectrul competențelor și aptitudinilor. Contribuim de asemenea la îmbunătățirea activității și a rezultatelor instituțiilor, instruirea continuă fiind ca o strategie pe termen lung pentru obținerea succesului la nivel individual, instituțional și al întregului sistem public. În continuare, colegii noștri de la Agenția de Guvernare Electronică ne vor povesti experiențele trăite de-a lungul evenimentelor organizate în incinta Centrului de Inovare și Formare în Guvernare Digitală. Vreau să ofer spațiu de emisie doamnei Beatrice Arevenco, care este manager de proiect în cadrul direcției Management, Proiecte și Produse și este responsabilă de coordonarea proceselor de modernizare a unui grup de servicii publice în cadrul proiectului Modernizare serviciilor publice guvernamentale. Beatrice? Mulțumesc foarte mult, Svetlana. Nu știu, colegi, confirmați-mă, rog, dacă mă aud bine. Da, auzim. Da, ok. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru invitația și oferirea posibilității de a participa la acest eveniment. Pentru început, aș vrea să explic foarte puțin ce presupune această modernizare a serviciilor publice în contextul guvernării digitale, făcând o mică introducere în contextul general al proiectului în care lucrez eu, în care respectiv coordonez procesul de modernizare a 7 grupuri de servicii prestate de către câteva instituții publice, printre care Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale. Deci, modernizarea per se implică două etape. Ea presupune prima etapă, reingineria serviciilor, și abia după aceea digitizarea. Adică, contrar a ceea ce cred mulți, modernizarea nu începe deodată cu digitizarea serviciilor, adică noi nu pornim procesul de modernizare prin dezvoltare de softuri, crearea de baze de date, lucru cu tehnologie informațională, dezvoltarea acesteia, dar cu o etapă premergătoare digitizării care se numește reingineria serviciilor publice. Reingineria regândirea fundamentală și remodelarea radicală a proceselor de lucru din cadrul instituțiilor prestatoare de servicii. Deci scopul acestui exercițiu de reinginerie, care este anterior digitizării, este de a îmbunătăți indicatorii de performanță a acestor prestatori de servicii publice, din considerente de timp, cost și efort pentru cetățean. Acest lucru noi îl facem inclusiv prin simplificarea administrativă a serviciului public la care lucrăm. Tocmai datorită complexității sale, succesul unui exercițiu de reinginerie, care ulterior va fi urmat de digitizare, într-o mare măsură depinde chiar de la început de această componentă de formare profesională, adică de instruire. Astfel, când am inițiat
în proiectul dat la începutul acestui an, anume pentru a ne asigura că noi, Agenția de Guvernare Electronică, fiind în calitate de coordonatori a acestui proiect de modernizare și business analiștii care nemijlocit realizează această reinginerie a serviciilor publice, dar și colegii din cadrul instituțiilor prestatoare de servicii pe care le-am menționat, avem aceeași înțelegere asupra ceea ce urmează să realizăm împreună pe parcursul acestui an, în care lucrăm la modernizarea serviciilor publice. De aceea am organizat la începutul anului, în cadrul Centrului de Instruire, un curs de formare profesională avansată de 5 zile, în cadrul căruia, prin teorie și foarte multă practică, am instruit persoanele, membrii grupurilor de lucru pe reinginerie în domeniul analizei și optimizare business proceselor în cadrul instituțiilor publice, cu centrare pe cetățean. Asta este ceea cu ce am început noi, respectiv, proiectul nostru, cu instruirea membrilor grupurilor de lucru. Evident că la acea etapă care a avut loc, vă ziceam, la începutul anului, i-a fost până la declanșarea pandemiei, astfel încât noi am putut să fim prezenți fizic în cadrul centrului. Și abia după acest curs de formare profesională a acestor reprezentanți a instituțiilor, noi am putut propriu-zis să inițiem prima fază a proiectului nostru, analiza situației curente. Grație acelei instruiri, reprezentanții instituțiilor au fost familiarizați cu aspecte de reinginerie absolut necunoscute pentru ei, dar esențiale procesului de modernizare a serviciilor publice. Aspecte de diagrame BPMN, criterii de optimizare, formule de calcul al coeficientului de complexitate a serviciilor publice. Și această instruire, această formare profesională a lor ne-a ajutat și pe noi și pe ei ulterior să avem o colaborare eficientă pe parcursul anului. Și colaborăm și acum, evident. Deci, obiectivul final al acestei etape de reinginerie, care este prima în procesul de modernizare, este de a crea, de a dezvolta un nou model de prestare a serviciului și implementarea propriu-zisă acestui model nou, optimizat, simplificat, regândit din perspectiva cetățeanului. Și această punere în aplicare a modelului nou de prestare a serviciului presupune, între altele, și schimbări la nivel de structură organizațională și roluri în cadrul instituțiilor prestatoare de servicii, atât rolurilor din front office, unde funcționarii comunică la direct nemijlocit cu cetățenii, cât și cei din back office, cum ar fi departamentele resurse umane, departamentele IT, care tot tangențial au implicare în prestarea serviciului, dar care nu se întâlnesc cu cetățeanul propriu-zis. Deci, introducerea acestui model nou de prestare a serviciului presupune schimbări și în fișele de post, care pe parcursul reingineriei le actualizăm ca să prevadă toate etapele și procedurile interne ce țin de modelul nou de prestare a serviciului public. Mai mult ca atât, tot în contextul formării profesionale în cadrul reingineriei, un expert în resurse umane este implicat pentru a evalua necesitățile de personal. Modelul nou fiind creat, fiind propus, el implică careva remanieri, reorganizări, careva departamente trebuie să fie extinse, careva departamente trebuie să fie un pic reorganizate și de asemenea se determină care sunt necesitățile de instruire a personalului în contextul prestării serviciului conform modelului nou. Și iarăși aici apare în evidență această componentă de formare profesională, unde vom avea nevoie să revenim la centru și să livrăm aceste instruiri. Deci, prin crearea acestui model nou de prestare a serviciului, noi schimbăm paradigma. Adică noi, împreună cu beneficiarii noștri, în cazul dat mă refer la instituțiile prestatoare de servicii, regândim radical procesele interne. Funcționarul care până acum, poate mulți ani deja, prestează serviciul în anumit fel, ce recepționează un set de documente, semnează în registri, colectează semnătura cetățeanului, eliberează bonul de plată, trebuie să presteze acest serviciu după reinginerie, după un model nou, cu o logică complet diferită și, respectiv, el trebuie să fie instruit corespunzător.
Dacă în cadrul reingineriei se vine cu recomandări de digitizare, care este următoarea etapă, și urmează să fie dezvoltate careva sisteme informaționale, baza unor căiete de sarcini, evident că funcționarii care urmează să utilizeze acele sisteme informaționale în lucru de zi cu zi, când prestează serviciul, ei la fel vor trebui instruiți. Deci formarea profesională a persoanelor care sunt implicate în prestarea serviciului după modelul nou este o prioritate pentru a asigura implementarea cu succes, adică prestarea cu succes a serviciului. Abilitățile de formare, tot prin instruire și formare profesională, sunt esențiale. Mai mult ca atât, pentru ca managerii din cadrul instituțiilor publice să poată asigura eficient această realizare de schimbări radicale în instituțiile publice, de asemenea sunt instruiți, dar de data aceasta ei sunt instruiți în domeniul managementului schimbării, lucru care de asemenea este de o valoare extraordinară pentru noi, pentru a asigura certitudinea implementării până la capăt a schimbării care ne-o propunem. Evident că până la criza pandemică, instruirile se realizau mai mult prin prezență fizică, deci am fost prezenți la centru, datorită acestei provocări care o avem acum, prin care trecem, lucruri la distanță, deci învățatul la distanță, diversificarea modalităților de instruire este printre prioritățile agenției a noastră. Noi vom continua indiscutabil să organizăm evenimente de formare profesională în cadrul centrului de instruire, în special datorită condițiilor bune pe care Svetlana le-a menționat, amplasare, dotare cu echipament, personal calificat, dar în paralel, pentru a asigura o sustenabilitate acestor formări continue, adică pe termen lung, deci sustenabilitatea instruirii funcționarilor, vom continua să lucrăm la dezvoltarea platformei guvernamentale de instruire la distanță, la care colegii mei din agenție lucrează acum și eu inclusiv. Această platformă va permite instruirea unui număr nelimitat de funcționari oricând, la orice oră, la orice etapă a proiectului. Țin să menționez că modernizarea serviciilor publice este un exercițiu reformă, după cum vă dați bine seama, care durează un termen nu mic, deci eu așa, după câte am observat eu, deci în jur de 2 ani, perioada în care evident că pot interveni schimbări în componența grupurilor de lucru. Tocmai de aceea existența acestei platforme de instruire la distanță, oferirea acestei posibilități de a participa la aceste instruiri unui număr nelimitat de persoane este foarte importantă și lucrăm la aceasta. Deci, de fapt, anticipând criza epidemiologică cumva actuală, când am instruit în februarie colegii din grupurile de lucru pe reinginerie, noi chiar am înregistrat un audio și video a cursului dat și acum dezvoltăm în baza acelor materiale și înregistrări cursul online cu aceeași denumire, bazele analizei, formalizării și optimizării business proceselor în instituțiile publice. Un curs interactiv cu quiz-uri și exerciții practice, test final și așa mai departe, dar care este încă în fază de producere și sperăm cât mai repede să punem la dispoziție funcționarilor. Deci, da, ca să rezum, modernizarea serviciilor publice este esențială și este un succes atunci când implică componenta de formare profesională a persoanelor implicate. Formarea participanților la procesul de modernizare, celor care contribuie, asigură succesul. Nu există reticență, există o colaborare, o deschidere și suntem toți pe aceeași undă, mergând spre schimbările pe care ne le dorim. Cam asta e din partea mea. Poate sunt... Mulțumesc foarte mult. Colegi, aș vrea să precizez dacă mă auziți bine. Am înțeles că s-a auzit nu prea bine. Confirmă cineva? Ok. E bine, da? Vă mulțumesc. Beatrice, încă o dată mulțumim foarte mult pentru detaliile oferite, care au fost spuse pe înțelesul tuturora și ne vor fi de mare folos. În continuare, vreau să-l invit pe domnul Gheorghe Ursoi, directorul adjunct al Agenției de Guvernare Electronică,
care dispune de o experiență vastă în domeniul dezvoltării profesionale a funcționarilor publici. Iar în cadrul proiectului Modernizare Serviciilor Guvernamentale are un rol cheie în gestionarea componentei de evaluare și dezvoltarea capabilităților instituționale, funcționale și capacităților de personal ale instituțiilor implicate în procesul modernizării serviciilor publice, precum și în asigurarea integrării dimensiunilor de incluziune socială, participare civică și echitate de gen în prestarea serviciilor publice. Să ne povestească dumnealui despre instruirile organizate în cadrul centrului și experiențele dumnealui. Gheorghe? Mersi mult, Svetlana! Bună ziua tuturor! Stimați prieteni, eu o să încerc să continui ceea ce a pornit Beatrice prin prezentarea anterioară și o să continui, de fapt, cu câteva aspecte care sunt foarte importante în procesul de modernizare a serviciilor publice, și anume cele de incluziune socială și de participare a cetățenilor în procesul de regândire a modului cum se prestează serviciile publice. Este un element pe care punem accent foarte, foarte mult, dat fiind faptul că scopul nostru de bază în procesul de regândire a modului de prestare a serviciilor este aceea de a pune accent pe cetățean, așa cum a menționat Beatrice mai devreme, și a oferi un model de prestare a serviciilor din perspectiva cetățeanului, corespunzător necesităților și așteptărilor cetățeanului și excluzând în mare măsură comoditatea prestatorului de servicii, ceea ce a fost pus în prim plan o perioadă foarte îndelungată până în prezent. Pe scurt, acest element presupune că în procesul când gândim noul model de prestare a serviciului, încercăm să eliminăm la maxim drumurile persoanei către prestatorul de serviciu, documentele necesare a fi prezentate pentru a beneficia de serviciu și așa mai departe. Adică să economisim și banii și timpul cetățeanului sau beneficiarului de servicii atunci când acesta vine când dorește să obțină un serviciu oferit de către stat. Și întorcându-mă înapoi la elementele de incluziune socială, participare civică și integrarea dimensiunii de gen în procesul de prestare a serviciilor, în cadrul metodologiei de reinginerie a serviciilor, proces pe care l-a prezentat Beatrice mai devreme, am încercat să includem la maxim elemente care ar presupune la fiecare etapă procesul de modernizare a serviciului, implicarea cetățeanului și încercarea de a înțelege barierele pe care există în prezent în procesul de prestare a serviciului pentru diferite categorii de populație marginalizată sau persoane cu dezabilități, și vorbim aici atât la accesul la servicii online, care presupune sau care ar fi o barieră pentru cei care nu dispun de competențele digitale necesare pentru a accesa serviciile respective, cât și la barierele fizice, cum sunt accesul în clădirile prestatorilor de servicii sau statul în rând la ghișeu, care nu este reglementat și nu pune în dificultate anumite categorii de persoane și așa mai departe. Respectiv, în acest proces de modernizare și în special în cadrul procesului de reinginerie, au fost incluse un set de măsuri care au scopul, pe de o parte, de a disemina informația despre felul cum se prestează serviciul într-un mod accesibil și cultural acceptabil pentru diferite categorii de populație, de a implica în procesul de regândire a modului cum se prestează serviciul diferite categorii de persoane, dat fiind faptul că, în dependență de categoria respectivă, fiecare persoană are diferite așteptări sau diferite necesități asupra modului cum se prestează serviciul și așa mai departe. Respectiv, pentru ca să influențăm deschiderea prestatorilor către beneficiari și ascultarea necesităților acestora, au fost organizate, sunt în procesul de modernizare a serviciilor, sunt organizate diferite grupuri de lucru cu implicarea diferitor persoane care au scopul de a participa, în primul rând, într-o anumită măsură la identificarea serviciilor celor mai importante pentru aceste categorii de persoane care vor fi supuse modernizării. Iar ulterior,
identificarea soluțiilor pentru a depăși barierele cu care se confruntă fiecare categorie de persoane, așa cum este, pe de o parte, accesul fizic sau lipsa cunoștințelor digitale sau bariere întâlnite de persoanele nevăzătoare și așa mai departe. Adică, în acest proces de modernizare, încercăm la maximum să ținem cont de toate aceste bariere și să oferim un model nou de prestare a serviciului care încearcă să elimine aceste barierele existente în prezent. De asemenea, pe partea de integrarea dimensiunii de gen în procesul de prestare a serviciilor, încercăm să ținem cont de faptul că, și suntem siguri că majoritatea din voi cunoașteți faptul că bărbații și femeile au diferite necesități atunci când au nevoie de un serviciu public și au diferite posibilități de a accesa serviciul respectiv. De aceea, în procesul de modernizare, încercăm să ținem cont de necesitățile specifice atât a bărbaților cât și a femeilor, în procesul de prestare a serviciilor, participarea inclusiv a femeilor în procesul de regândire a felului cum se vor presta serviciile respective și să ținem cont de normele și valorile pe care diferite categorii de persoane le au pentru a nu se simți discriminați sau a încerca la maxim să excludem aceste potențiale discriminări față de bărbați sau față de femei. În continuare, vreau să menționez că în acest proces complex, cum a menționat și Beatrice, de modernizare a serviciilor și sunt analizate diferite elemente și noi, ca instituții care promovează și oferă suport prestatorilor de servicii în modernizarea serviciilor pe care aceștia le prestează, venim cu cadrul metodologic necesar, dar și cu suportul informațional respectiv și de aceea, după cum am menționat și mai devreme, încercăm să oferim instruiri pentru personalul prestatorilor de servicii care sunt nemijlociți implicați în procesul de modernizare a serviciilor, instruiri atât pe aspectele ce menționam mai devreme, cum sunt să țină cont de necesitățile specifice a persoanelor sau să încerce să gândească modul de prestare a serviciilor din perspectiva categoriilor defavorizate ale populației, cât și instruire în domeniul evaluării capacităților instituțiilor prestatoare de servicii de a presta serviciu conform noului model de prestare. În acest fel a fost elaborată o metodologie de evaluare a capabilităților instituționale prestatorilor de servicii, care vine cu un set de pași care urmează să îi realizeze instituția pentru a-și evalua propriile capacități și a vedea de ce necesități de instruire, pe de o parte, dar și necesități de resurse umane, resurse de tehnologii informaționale are nevoie pentru ca să presteze serviciul conform noului model propus. Astfel, metodologia de evaluare a capabilităților instituționale se axează pe trei elemente de bază ale instituției, și anume structura organizațională și necesitățile de modificare acesteia reieșind din nou model de prestare a serviciului, resursele umane care urmează să fie implicate în procesul de prestare a serviciului și necesitățile de instruire a acestora și instrumentele sau sistemele informaționale necesare care vor susține prestarea serviciilor într-un mod optimizat conform așteptărilor cetățeanului, mai rapid, mai eficient și așa mai departe. Un alt element pe care îl promovăm și respectiv în baza acestei metodologii au fost organizate instruiri pentru personal, în special în prima fază de modernizare a serviciilor publice. Am lucrat foarte mult cu Agenția Servicii Publice, cu Casa Națională de Asigurări Sociale și un șir de alte instituții care au atribuții la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și așa mai departe. Instituții care au tangență în procesul de prestare a serviciilor care au fost supuse modernizării. Un alt instrument metodologic important
pentru cetățeni în primul rând, dar și pentru prestatorii de servicii, este metodologie de elaborare a cadrului de performanță instituțională a prestatorilor de servicii, care are drept scop, în primul rând, de a evalua calitatea serviciilor sau cu cât, cum se îmbunătățește calitatea serviciilor publice, urmarea regândirii, urmarea implementării noului model de prestare a serviciilor. În acest sens, am elaborat și metodologia respectivă, dar și am organizat instruiri iarăși pentru personalul prestatorilor de servicii implicați în prestarea serviciilor, instruiri în domeniul elaborării cadrului de performanță pentru a seta indicatorii de bază care vor putea să ne ofere o informație clară cum s-au îmbunătățit serviciile, care sunt elementele pe care trebuie să le urmărim în procesul de prestare a serviciilor, în ce măsură cetățenii sau beneficiarii serviciilor sunt satisfăcuți de serviciile primite și așa mai departe. Deci și aceste instruiri sunt parte a procesului integral de modernizare a serviciilor publice și scopul nostru prin tot acest cadru metodologic, dar și instruirile respective, este de a asigura suportul informațional necesar personalului prestatorilor de servicii ca să poată să presteze serviciile conform noului model, dar și să țină cont de toate elementele care sunt așteptate de către cetățeni, de către beneficiarii serviciilor atunci când se prestează serviciile respective. Și în final să poată să raporteze și calitatea sau cum s-a schimbat calitatea serviciilor după ce a fost regândit și se prestează serviciul într-un format nou. Și un alt element pe care o să-l descriu succint și iarăși care a fost atins de Beatrice un pic mai devreme, este și metodologie de management al schimbării. O metodologie, aș spune eu, ok, nu este unică, dar e una din primele metodologii care a fost elaborată în cadrul proiectului și care este destinată prestatorilor de servicii pentru a gestiona schimbările care sunt propuse urmarea procesului de modernizare a serviciilor. Este un gestionarea schimbării, în general, este un proces destul de complex și implică atât conducerea, cât și personalul prestatorilor de servicii și această schimbare presupune o interacțiune foarte mare dintre conducător care își dorește schimbarea și personalul prestatorului de serviciu care urmează să-și schimbe atât comportamentul cât și felul în care își realizează activitatea urmarea modelului nou de prestare a serviciului în așa fel ca beneficiarul serviciului să vadă că s-a schimbat atât calitatea, cât și atitudinea, cât și rapiditatea cu care se prestează serviciul și așa mai departe. Deci, în cazul managementului schimbării, urmează în curând să avem iarăși o rundă de instruiri cu personalul Agenției Servicii Publice, Casa Națională de Asigurare Socială, pentru a explica în detaliu ce presupune gestionarea schimbării, ce trebuie să se țină cont în acest proces și cum trebuie să acționeze atât conducătorii instituțiilor, cât și personalul și în ce măsură trebuie să interacționeze astfel ca viziunea care s-a propus pentru noul model de prestare a serviciilor să fie realizată și beneficiarul să simtă această schimbare calitativă a modului în care beneficiază de serviciu. Cam asta a fost succint, așa cum a menționat și Beatrice. În perioada inițială, instruirile respective au fost organizate în cadrul centrului nostru, însă, odată cu venirea pandemiei, o mare majoritate a instruirilor le realizăm online prin intermediul diferitor platforme de comunicare. Încercăm totuși să ținem pasul cu sau să răspundem provocărilor pe care ne le-a creat pandemia, dar în același timp să nu lăsăm personalul prestatorilor de servicii neacoperiți cu suportul metodologic și informațional necesar pentru ca să mergem mai departe în procesul de modernizare a serviciilor și în final cetățeanul sau beneficiarul să vadă această schimbare calitativă care se obține urmarea efortului depus, care nu neapărat se vede în spatele întregului acestui proces, dar pentru cetățean, în primul rând, este necesar să vadă el cum obține sau schimbările calitative care s-au produs pentru el în raport cu prestatorul de serviciu. Mersi mult și dacă o să fie careva întrebări,
cu dragoste răspund. Domnule Orsoi, vă mulțumim și noi foarte mult pentru informațiile oferite, care ne bucură, și haideți să facem o concluzie la ceea ce am discutat, căci nu am altceva de spus decât să confirm că scopul nostru primordial în ceea ce ține domeniul de instruire rămâne în continuare a fi îmbunătățirea relației dintre stat și cetățeni și, desigur, prin calității serviciilor publice oferite. De asemenea, vom urmări sporirea eficienței, performanței, cât și receptivității față de necesitățile cetățenilor, iar datorită investițiilor inteligente în tehnologiile informaționale și utilizării masive ale acestora, viața oamenilor, desigur, se va schimba în bine. Ne propunem de asemenea să dezvoltăm și să implementăm politici cu impact asupra sistemului de formare personală pentru angajații din instituțiile publice, atât prin instruiri offline și instruiri online, pe care urmează să punem accentul și mai mare în continuare. Deci, astfel spus, scopul pentru anul 2021 ar fi să creștem și să urmărim prioritatea dezvoltării continue a sistemului informațional pe platforma guvernamentală de instruire la distanță. Să dezvoltăm mecanisme care ar duce la un mod mai bun, mai practic, mai inteligent de aplicare a programelor de formare profesională la distanță, astfel încât funcționarii publici să aibă un parcurs al carierei clar și o dezvoltare profesională sustenabilă. Nu în ultimul rând, să menționăm că platforma guvernală de instruire la distanță să fie un mecanism eficient și modern de instruire a angajaților prin creare, dezvoltare și punere la dispoziție online a resurselor de instruire, precum și de acordare accesului angajaților la diferite informații destinate dezvoltărilor profesionale care vor fi stocate pe această platformă. Platforma guvernamentală de instruire la distanță este destinată angajaților din administrația publică centrală și locală, pentru care utilizarea serviciilor pe platformă este absolut gratuită și va fi prestată sau urmează să fie prestată în baza unor acorduri încheiate cu Agenția de Guvernare Electronică. Însă, pentru persoane fizice și pentru persoane juridice din mediul de afaceri, utilizarea serviciilor pe platformă se poate presta pe baza serviciilor contractuale. Haideți să vedem ce urmărim sau care sunt finalitățile acestui proiect. Deci, în primul rând, am spus și colegii mei că asta ar aduce foarte multe avantaje, pentru că instruirea la distanță ar presupune micșorarea costurilor suportate de autorități și instituții publice pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici și ale altor categorii de angajați. Desigur, asigurarea calităților serviciilor prestate pentru potențiali beneficiari, altfel spus, oricine ar avea interesul să folosească platforma noastră o poate face și va beneficia de instruire calitativă. De asemenea, urmărim crearea unor premise pentru colaborare între diferite autorități și instituții publice care își propun să fie asociate în vederea realizării unor cursuri de instruire reciprocă a angajaților. Un lucru foarte bun și un schimb de experiență extraordinar. De asemenea, am spune că instruirea la distanță ar contribui la o adaptare rapidă a angajaților la cerințele postului. Platforma guvernamentală, oferind posibilitatea de a învăța la distanță după ritmul personal, la orice oră, oriunde se află participantul, fiind eliminată și acea perioadă încărcată necesării formării unui grup pentru instruire. Crearea unui sistem de instruire adaptabil și flexibil la fel rămâne a fi o prioritate. Deci, în acest mod, informația este actualizată mereu și include inovațiile în materiile vizate. Este și foarte important momentul că pe această platformă ar fi foarte comod să fie obținute datele cu privire la nivelul de pregătire a angajaților, care poate fi foarte ușor gestionat de către managerii acestora.
Și cum au spus și colegii mei, avem un acces lărgit pentru persoanele cu dizabilități care nu trebuie să se deplaseze, dar de la distanță pot accesa toate programele pe care noi le propunem. De asemenea, femeile, persoanele tinere, persoanele din categorii social vulnerabile. Deci, pentru anul 2021 ne propunem să lucrăm intensiv la acest capitol, să dezvoltăm în continuare normele pe care le avem puse ca sarcini, ceea ce ține dezvoltarea instruirilor online. Și la moment aveți la ecran instruirile care sunt în curs de pregătire. Unele din ele deja sunt finalizate și cine este interesat de conținutul acestora poate accesa platforma e-learning.gov.md pentru a se informa sau pentru a se instrui de plin la anumite teme, anumite capitole. Aș menționa aici Notify pentru integratori, managementul securității informației în baza standardului ISO 27001, securitatea tranzacțiilor electronice, bazele analizei, formării și optimizării business proceselor în cadrul instituțiilor publice, MP pentru integratori, securitatea e-guvernării, tehnici și tehnologii de guvernare electronică, M-Connect pentru integratori, guvernare electronică și Moodle pentru profesori. Temele despre instruirea online în continuare cred că nu vor avea sfârșit niciodată, pentru că nu suntem perfecți, dar suntem toți perfectibili, atât și noi, cât și aplicațiile la care lucrăm cu întreaga echipă. Stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți la această emisiune și acum la tradiționala rubrică am ajuns, întrebări și răspunsuri. Aș vrea să știu de la colegii mei dacă avem o listă cu întrebări. Întrebări nu avem. Doar aș vrea să menționez un moment că astăzi e Ziua Internațională a Studenților și îi felicităm cu această ocazie, dorindu-le să fie sprijinul, viitorul și speranța acestei țări. Venim cu un îndemn să învețe, să învețe offline, să învețe online, în orice formă, în orice zi, la orice oră, de oriunde, inclusiv cu ajutorul platformelor guvernamentale pe care noi le propunem și pe care le vom îmbunătăți în continuare. Vă mulțumim! Participarea dumneavoastră la eveniment contează foarte mult pentru noi, cât și pentru urmăritorii noștri și în continuare ne puteți urmări pe sursele noastre directe, zi de zi, pe pagina oficială a Agenției de Guvernare Electronică, unde și puteți găsi direcția spre învățarea online, ne puteți urmări zi de zi cu noutăți frumoase pe pagina noastră de Facebook. Mulțumim pentru implicare și discuție de astăzi. Să aveți sănătate și succes!